Meciul rapid. În primul rând de lot să discutăm puțin că avem ceva, am ceva probleme. În afară de Fabri și Cooper, care știți, sunt suspendați de jucători de bază, importanți pentru noi. Ei nu vor juca acest meci. Avem și două probleme de sănătate. Ăsta, Mihai și Vucenović. Mihai s-a accidentat la meciul cu Anglia. A revenit imediat după meci, dar doar astăzi va face un test. În funcție de testul de astăzi, vedem dacă o să fie în lot sau nu o să fie în lot. Vucenović vine după accidentare. Doctorul mi-a confirmat că astăzi se va antrena cu echipa. ABI încă n-a ajuns. El a jucat ieri. S-ar putea să ajungă noaptea asta. El va face deplasarea cu noi, indiferent de situație, doar dacă e accidentat. Dar a vorbit Dorin cu el ieri și era ok. Clar că o să fie un pic de oboseală. Trebuie să mă gândesc foarte serios dacă o să încep cu el. Nu vreau să pățesc și am pățit data trecută când la pauză el s-a cerut afară din cauza oboselii și asta m-a cam dat peste cap un pic de la... Vedem. Pop ajunge astăzi. Stanciu ajunge astăzi. Sper să ajungă la Arad astăzi. Iar Conte și Eric, încă situația lui Eric e ok. Mai mult ca sigur va fi pe un lot, să nu zic pe bancă. Nu știu ce, poate o să-l bag titular. Iar Conte, încă mai avem ceva probleme cu actele. N-au ajuns toate actele, dar Dorin face eforturi ca să-l facă. Cu toate că a trecut ceva timp, mă așteptam ca să ne mișcăm un pic mai repede. Dar vedem, astăzi, mâine, vom avea o decizie legată de situația lui. Deci Eric e făcut, s-a antrenat cu noi, deja are două zile de când s-a antrenat. E bine, a discutat și cu preparatorii fizici. E ok, cam 60%. Kevin e mai bine, Lucasen e mult mai bine. Deci el în perioada asta s-a antrenat și să și vede la antrenamente, e mult mai prezent. Soluții prea multe nu am în atac. Da. Și el își dorește să joace. O fost poate. E mult mai bine. Deja e mult mai bine. De aia nimeni n-a vorbit despre el, pentru că s-a antrenat normal. Se vede că... Adică poate o repriză mai. Poate și ce mai. Poate o repriză. Și asta e un lucru bun, că e un jucător cu experiență, de care un jucător care poate să elimine cu ușurință un adversar. Avem nevoie de experiență în echipă. Revine și Carp după suspendare. Și asta e un lucru bun. Nu am de ce să mă mai plâng acum, da? Și cred că perioada asta, care n-a fost o perioadă ușoară, în proporție de 99% s-a încheiat. Nici de terenul? Nu vreau să... Noi am ales soluția cea mai bună pentru suporteri. Și pentru echipă. Chiar dacă e cea mai scumpă, dar e mai aproape. Și ne vom descurca, n-are rost să ne plângem. Știam de situația asta, văd că lucrările avansează, se lucrează intens. Trebuia să vină perioada asta. Îmi pare rău că a venit acum și că am prins-o eu, dar mai mult ca sigur suporterii vor fi alături de echipă. Mi-aș fi dorit Sibiu, vorbesc ca și condiții, dar și acolo totuși, că sunt trei ore jumate pe autostradă. Dar eu cred că a fost o soluție, soluția Oradea e cea mai bună. Am analizat-o și noi, terenul e ok, nu suntem nici Barcelona, probleme, e același teren pentru ambele echipe. Nu mai există posibilitatea unui contestații legate de Cred că n-a fost contact, da.
arbitru a scris acolo că fauturi repetate, că am avut două situații înainte, dar asta nu se explică. Măcar să revezi și tu faza, că e un jucător care suferă, echipa suferă, legat și cu programarea. Nu zic cu răutate, dar suntem singura țară care după întrerupere se joacă vineri. Ar fi normal ca, ținând cont de meciurile care se joacă, să punem de sâmbătă meciuri, nu de vineri, pentru că jucătorii n-au cum să ajungă. Ok, suntem mândri și fericiți că jucătorii noștri care au avut evoluții bune, chiar decisive, dar pe mine asta nu mă încălzește, pentru că risc ca 3 din 3 care au fost titulari, sau 2, mai mult ca sigur 2 de titulari, să nu joace. 2 suspendați, deja 4, un accidentat, deja jumate din echipă. Deci și federația sau liga care trebuie să gândească că nu se întâmplă nimic dacă jucam sâmbătă 3 meciuri, 3 echipe, dacă tot vreau. Dar ei au făcut-o, dar nu joacă nimeni. Și în Belgia încep de sâmbătă, duminică, meciurile. Meciurile bune ale jucătorilor rute, vă premiem și vă programăm vineri. Da, da, da. Și noi cam, nu știu, zici că avem contract cu vinerea asta. Spuneam după meciul cu Petrovic, se supăra altă cupă și că le va veni rândul altora. Revăzând faza, va schimba puțin. Da, n-are nicio legătură. Eu n-am... Nu l-am acuzat de faza aia, nu l-am acuzat că a ratat situațiile clare care le-a avut. Atitudinea lui, a fost foarte nervos și am vorbit cu el la pauză. Păi un cartonaș galben. Tot timpul gesticulezi, tot timpul te ceri cu toată lumea, cu arbitri, cu adversari. N-ai voie, ținând cont de situația în care și eu. De-aia am fost foarte supărat și am și vorbit cu el. Nu ai voie să faci așa ceva. Era pe un fond bun de joc al echipei noastre, indiferent că ai ratat, asta nu e un motiv ca tot să fii supărat și să-ți lași echipa și colegii în 10 oameni și să sufere. Că am suferit, am avut noroc. De-aia am fost supărat pe el. De ratat, toată lumea ratează și știm că nu-i un super tenis sau un atacant care are ocazie și de gol. Lui trebuie mai multe ocazii ca să înscrie. Sper că a înțeles. I-am spus că va fi concurență, acum chiar are concurență și asta e un lucru bun pentru noi, pentru că noi suferim. Adică faza de atac și ca și goluri marcate, deci suferim și aveam nevoie de întăriri în atac. Au venit târziu, dar mă bucur că am reușit să vină, mai ales un jucător cu care eu am lucrat. Și da și nu. Ținând cont, m-am gândit și la adversarul cu care jucăm. Că ei joacă cu un atacant și cu Ioniță în spatele atacantului. Zic atacant pentru că și ei au un jucător care a fost la echipa națională și s-a accidentat foarte grav. Multe soluții nu are Cristiano. Și noi ne gândim, tot mutăm, răsucim, căutăm din urmă să vedem cam ce ar putea să folosească acolo. E o echipă care are un lot foarte bun, e o echipă pe val, joacă mult mai bine acasă decât în deplasare și asta și datorită suporterilor. Mai mult ca sigur vor veni și la Oradea, poate tribuna lor sau locurile care sunt pentru ei vor fi pline. M-am gândit și mai mult la meciul cu Rapid. De-aia am folosit un 4-1-4-1. Plus, erau 3 jucători care au jucat mai puțin și care sunt pozițiile lor preferate. Dacă nu era iară vinerea asta, mai făceam un amical, deja era discutat cu încă o echipă. Da? Dar sunt mulțumit, pentru că așa am reușit și Conte să joace și ceilalți care au jucat mai puțin. A fost un antrenament, un test foarte bun. Am rămas în relații bune și acolo și ca jucător și ca antrenor am câștigat un titlu ca jucător și ultimul titlu ca antrenor. Și asta spune multe.
Așa e când ai buget și poți să-ți aduci jucători, Rednic a făcut rezultat. Toată lumea analizează, îmi scot CV-ul, dar spuneți-mi echipele, ultimele echipe care le-am luat, în ce situații le-am luat. Cred că sunt două sau trei care nu le-am luat de la început, pentru că Mucron i-am salvat de la retrogradare și după aia am prelungit contractul. Restul, toate echipe le-am luat în perioadă grea, situații grele și financiar și ca lot și ca poziție în clasament. Când am avut condiții bune și mi-am format eu echipa și am antrenat-o eu, am avut rezultate. Sunt două echipe cu care am câștigat două campionate, care de atunci n-au mai luat niciun campionat. Nu spun acum ca să arăt cât de bun sunt eu. Dar trebuie să vă gândiți, au trecut ani de zile și la Rapid și la Dinamo. După mine au venit salarii foarte mari, au fost bugetele dublu decât am avut eu la echipă. Și nu au avut rezultate și au avut și antrenori buni care au trecut și pe la Dinamo și la Rapid. Puteți să-i luați. Și de atunci n-au mai luat campionat. Acum chiar mă bucur că am reușit să-mi formez un lot bun cu concurența acum pe post. Jucătorii care nu s-au adaptat sau nu s-au impus, ușor au fost înăturați, că n-am ce să fac. Acum mă simt și eu antrenor. Când dai la așa, astăzi avem cu jucătorii care vin de la Lourdes, aș avea 27 de jucători fără portar. Deci cu portar 30. E altceva, e de unde să alegi. Și antrenamentele sunt mult mai reușite decât înainte, când o lună jumate am antrenat jucători foarte tineri. A fost un lucru pozitiv, pentru că așa ne-am făcut o imagine. Jucătorii care eu am crezut și cred în ei că ne putem baza, am cerut clubului ca să le găsească echipe în Liga 2, nu în Liga 3. Vedeți că sunt foarte mulți jucători care sunt acolo, joacă la Hunedoara, îmi pare rău de Anișorac, pentru că a început foarte bine, dar vedeți că la echipa națională joacă și o face bine. Și ceilalți care sunt, deci avem 4-5 jucători care joacă aproape meci de meci, asta e un lucru bun pentru noi. Poftim? Da, o să joace. Din moment ce ești bun, indiferent unde ești. O să mă dați un telefon. Da, dai o telefon, da. Era supărat Păreț nu mai liniștit acum, săptămâna asta, față să se pune săptămâna trecută sau începutul săptămâna trecută? Eram nu supărat, dezamăgit, așa, dar eu sunt înțelegător, am o vârstă și înțeleg jucătorii. Clar că, în primul rând, din punct de vedere financiar, nu puteam să concurăm cu FCSB. Eu, înainte de a semna Kevin, l-am sunat, dar nu mi-a răspuns, pentru că așteptam un răspuns fel, vii sau nu vii? Te înțeleg și pe tine, dar trebuie să o înțelegi și pe mine. N-a răspuns, am dat drumul la contract pentru Kevin. Și acum, sincer să fiu, și cu Eric, care sunt din concurență, o fosul pe margini, cu cei tineri, Mico, Ștal, care a început să joace și joacă foarte bine. Deci am concurență. La mijloc concurență, în apărare prin venirea lui Conte, suntem foarte bine. Ivo se antrenează și el cu echipa. Deci avem cel puțin doi jucători pe post. Păi în felul cum reacționa din moment, a acceptat în primul rând oferta noastră. El și-a pus clauze și sunt la performanță și la goluri, deci vrea să revină. Știe că cu mine a avut evoluții foarte, foarte bune, să dea Dumnezeu să fie la fel. Felul cum a venit, cum s-a implicat în antrenamente, dă speranțe și eu cred că e jucătorul care o să ajute foarte mult echipa. Când joci cu Rapid, cu Dinamo, cu FC Steaua, Steaua pentru mine Steaua, normal că sunt importante și văd că noi ne descurcăm bine. Ar trebui să jucăm mai des cu echipele astea. E clar că noi ne dorim să câștigăm acest meci, ținând cont și de situația noastră în clasament și ca să avem și liniște.
și moralul să fie, să fie bun. O situație delicată pentru Mikovski? Nu e delicată. E o șansă ca să, să demonstreze că ei au greșit sau să le arate că e un jucător pe care ei se pot baza din vară. Cred că o va juca. Cred că va juca. Pe ambiția lui. Normal că asta. Măcar... A, deci a făcut-o foarte bine în ultimele, în ultimele meciuri. La antrenament e super ok. Na. Poftim? Dacă mă întrebe acum, șanse mari ca 90% să rămână. Ambii, da. Dar așteptăm să treacă meciul ăsta. Ei se antrenează cu noi, s-au antrenat cu noi. Iar după meciul cu Rapid vom lua o decizie. Am nevoie de al treilea portar. Am nevoie de al treilea portar. Păi el încă are probleme cu recuperarea. Și trebuia să vină acum în octombrie și am înțeles că în noiembrie. Dar e un jucător tânăr, de perspectivă, poate să joace și la echipa a doua. Până în iarnă avem meciul ăsta așa de important cu Rapid, că chiar nu mă interesează, nu știu ce se întâmplă până în iarnă. Ce clase sunt să jucăm la Sibiu meciul? Bun. Depinde și de rezultate. Că dacă e terenul, e terenul de vină, e atmosfera, e... mai schimbăm. Da. Am înțeles că ar fi bine să jucăm cu Dinamo acolo, parcă după meciul cu Craiova, în Gupă. Da, se poate prelungi, mă gândesc, nu știu. Acum, vedem. Dacă ne simțim bine, de ce să ne tot schimbăm locul? Efortul financiar, eu cred că, ținând cont că cel puțin 10.000 vor fi, se vor acoperi. Vă întrebăm dacă un egal nu vreau să vorbesc de egal. Că dacă ne gândim și vorbim de egal, să stăm, să ne apărăm, ați văzut ce am pățit și cu Ucluj, și cu Sepsi. Celelalte meciuri, măcar ne-am creat ocazii. Am ratat, păcat că le-am ratat, pentru că au fost ocazii mari. Prefer să jucăm, să câștigăm meciul ăsta, chiar dacă întâlnim o echipă foarte bună, să jucăm la victorie. Mi-este greu, trebuie să recunosc că mi-este greu. Dar Căpușe e mai defensiv, Diogo e mai ofensiv. Dar pot să joc și cu Căpușe și cu Diogo. El a jucat și mijlocaș, Adrian. Deci de-aia vă spun că acum nu mai pot să mă plâng, nu mai pot să ies că n-avem lot, că n-au venit. Acum trebuie să-mi văd de echipă și să facem tot ce e posibil ca să aducem și rezultate. Uf. Nu vreau că deranjez. Normal că au și puncte slabe. Părerea mea în apărare acolo, ales pe zona centrală, dar totuși în ultimele meciuri văd că deja s-a cristalizat așa un cuplu Săpunaru cu Iacob. Da, eu poftim? Uta. Entuziasm, suporteri. Avem destule. Și jucători, și echipă. Okay, so a few words about the game on Friday. How do you think the game is going to be? From the beginning, you can never say how the game is going to be, because I think both sides, Rapid is coming here to win. We want to win as well. It will be different to not be in our own stadium. So I think the fans will come. It will be a great atmosphere. So. Nu pot să spun de la început cine va ieși învingător din acest meci, dar atât ei cât și Rapidul vor merge să câștige acel meci, mai ales UTA care va fi în fața propriilor fani. Tu, de la început, dacă un meci special pentru el și dacă ai un atuc, îi cunoaște pe Conda și Rapid. If the game against Rapid is going to be a special game for you, considering that you know the defenders of Rapid. Yeah, of course. Last season I played with the guys, so it's always special to play against your former teammates. But yeah, at the end of the day, you want to win, and
that's the most important. Da, este un atu faptul că va putea să, adică își va reîntâlni foștii colegi, a jucat sezonul trecut acolo, dar la sfârșitul zilei va fi important ca ei să câștige. Știm că au fost discuții și în vară privind transferul său, îmi pare puțin rău că nu au acceptat și azi era mai față cu pregătirea. There were talks about your transfer from summer onwards. The beginning of the talks started at the beginning of the summer. Do you regret that you did not sign earlier because you could have been like better prepared for the season? To be honest, I heard it as well, but nobody contacted me in the summer, so I don't know from where this came. When I was contacted directly by the coach Rednich, I said, if the coach contacted me, I'm ready to play. But by the summer, nobody contacted me, so I don't know where it came from. They just contacted me when I came and I spoke with the coach and I said I'm ready to come and play for the team. Dar nu înțelege de unde au apărut aceste zvonuri, pentru că el nu a avut niciun fel de contact cu nimeni din partea clubului la începutul verii. El, în momentul în care a fost sunat de Mircea Rednic, a spus că va veni la echipă și va da o mână de ajutor. How well prepared are you in terms of physical? I trained a lot when I was home. Of course, games is different, but like my body, I feel okay. And in the game, I will see how long I can last. But I trained well when I was at home, and these 2 weeks I've been training good as well. S-a pregătit foarte mult și cât a stat acasă, s-a pregătit singur. El a ajutat foarte mult și aceste 2 săptămâni pe care le-a făcut alături de echipă. Va vedea în timpul meciului. Este altceva să se pregătească singur sau cu echipa sau să aibă meciuri în picioare și va vedea cât va rezista în meciul de vineri. A jucat la Rad cu stadion plin împotriva Urtei, parcă când era la Sepsi. You played in this stadium, this stadium full before in Sepsi, if he remembers right. How do you feel about the atmosphere, and if it was one of the reasons that you signed for Utah? Yeah, of course, I know. I remember good, even with some of the Sepsi players when we came to Utah, we say like, yeah, good atmosphere always. So was also one of the reasons, because I think Utah also has great fans, so this was also one of the reasons to come here. Da, și amintește când a venit aici cu șef și că vorbea cu colegii lui că ce atmosferă frumoasă este și este într-adevăr unul dintre motivele pentru care a semnat cu UTA, o echipă care are suporteri mulți. Apropo, tot meciul cu Sepsi a arătat o situație mare din cauza gazonului. E fericit că se schimbă acel gazon. In the game that you played here with Sepsi, you missed a big opportunity because of the pitch. If you're happy that that's gonna change now, because they I know. This game was also not my best game. Was also not the best game of the team. I remember very well, but I'm happy the pitch is gonna change and hopefully I can score more here. Da, a fost un meci nu foarte bun pentru el și pentru echipă. Atunci aș amintește acea ratare. Se bucură foarte mult că nu vor mai exista astfel de probleme, că se schimbă gazonul. How do you feel about the competition that you have as a striker? I think every team has the concurrence in the team, and it makes us only stronger. And it's only good that we have more players who can play in position, and everybody's motivated, and the coach will decide who is the best to play, so that's normal. Este ca în cadrul oricărei echipe, e normal să fie mai mulți jucători pe sigur post, antrenorul va decide cine va juca, dar este un lucru bun pentru că are competiția. Ce ar însemna un sezon bun pentru el în termen realizativ, să zic așa, pase? How would you describe a good season for you in terms of numbers, like goals and assists? For me, it's important that the team, we start winning games. That's the most important. Of course, as a striker, you need to score and you need to give a lot of assists. But I think the position where the team is now is important to put the team first. And for me, myself, I have personally my goals, but I think for now the team is first, and then, of course, my goals are also important, but the team at first, and I need to score, that's for sure. Da, în momentul de față, cel mai important pentru ei este să înceapă să câștige din nou, pentru că trebuie, în primul rând, să pună echipa pe primul loc în situația în care sunt. Sigur, el fiind atacant, trebuie să marcheze, să ajute echipa, dar în momentul de față nu se gândește neapărat la o cifră anume, cât să înceapă să lege victorii și să urce în clasament. Are câteva
are un obiectiv personal, dar momentan se gândește doar la cum va câștiga echipa. Dar la mental așa, cine consideră că e mai rău, el sau? In terms of aggressiveness, who do you think is more aggressive, you or Kupi? Oh, no idea. I just met Kupi this week, so I've not... I don't know him so well, and I don't think this is also very important. Yeah. Yeah. Abia l-a cunoscut pe Cooper săptămâna asta, au o săptămână împreună, în momentul de față nu poate să-și pună părerea, dar oricum nu contează foarte mult. Cât crede că va influența faptul că se joacă pe un teren neutru până la urmă? How do you think it's going to affect the game, the match itself, the fact that you're going to play on a neutral ground, basically, because you are home, but you're away from Arad? I don't really know if it's going to affect. What do you mean it's going to affect, though? Like, it's not going to be as many fans from Arad because it's like 2 hours away, so maybe it's going to be a lot more neutral fans. Not many, of course, because when you play here, the atmosphere is different. Also for the away team is different, you know, because I know the fans here, they are very on it. Of course, maybe it can make a lot of difference, but I think the fans will come and they will support us a lot in this game as well. Da, este un dezavantaj pentru ei că nu joacă aici la Arad în fața propriilor fani, dar se așteaptă ca și la Oradea să vină destul de mulți care să-i ajute și să-i împingă de la spate. Când era la Rapid, îi spuneau coechipierii sau suporterii că meciul cu tăi e unul special? While you were in Rapid, were your colleagues or the staff telling you that the game against UTA is important? To be honest, I missed the game against UTA because I was injured. But at Rapid, when you are there, every game is for them important. Not only UTA, every game you play, they expect to win. So. Da, el nu a jucat contra UTA, a fost accidentat, dar acolo, în primul rând, la Rapid îți spune că toate meciurile sunt importante și că toate meciurile trebuie să fie câștigate, indiferent dacă e vorba de UTA sau alt adversar.